Avem un loc frumos în lume. Alb și violet ne sunt la piept culorile. Ne vom apăra nostru nume cu o victorie. Vulturilor nu le stă de-acum nimic în cale. Noi suntem urmașii din legenda lui Dobrin. Toți iubim echipa din tribale și pentru ea trăim. Haide Argeșul, hey! Luptă pentru noi, hey! Și mereu te vom iubi. Noi campioni am fost și iarăși vom mai fi. Haide Argeșul, hey! Luptă pentru aș vrea să ne spuneți, vă rog, ce părere aveți despre noul nostru bazin, cum vi se pare așa o primă impresie? Sunt foarte impresionat pentru că n-am mai fost de mult timp la bazin aici, iar acum când am venit și am văzut cum e, este totul wow, e ultimă generație. Și mă bucur că se face așa ceva în Pitești, este un loc unde copiii pot veni și să facă mișcare, să mai lase un pic calculatorul și ce am văzut aici este extraordinar. Ce impact credeți că va avea asupra comunității locale? Îmi spuneați că în aceste momente cu siguranță cei mici vor renunța la statul în fața calculatorului și vor alege da, să facă mișcare. Probabil dacă Robert Glință se va antrena aici, cu siguranță vor veni foarte mulți copii să-i vadă, pentru că avem nevoie de modele și ar trebui cumva să le arătăm celor mici că se poate face sport de performanță. Multe echipe vor veni aici și își vor face refacerea. Aș vrea să știu dacă ai de gând să-i aduci și pe băieți. Da, cu siguranță ce am văzut și aici la refacere este tot de ultimă generație. Vom veni pentru că este păcat să avem așa dotări și să nu le folosim, ținând cont de faptul că pe viitor se va construi și stadionul, iar noi va trebui să ne mutăm cumva cu terenurile de antrenament de la stadionul central. După victoria care ne va garanta salvarea de la retrogradare, aș vrea să știu dacă facem direct o baie în piscină aici și sărbătorim. Cu siguranță vom face o baie în piscină aici și cred că și în centru, la fântâni, oriunde, numai să ne vedem obiectivul îndeplinit. Mulțumim mult de tot! Cu drag! Robert, după ani de zile în care ai notat în vechiul bazin și în care ai făcut performanță, cum ți se pare acum după renovare? Este ceva deosebit, după cum am spus, nu există decât cuvinte de laudă, mai ales că văd și simt pe pielea mea diferența care există între bazinul în care eu am început să activez în performanță și bazinul care ne-a așteptat pe toți în momentul de față și nu pot să nu mă gândesc decât la viitoarele performanțe pe care această infrastructură le va produce și le va genera în susținerea antrenorilor și notatorilor care își doresc să facă performanță. Dăm următorii campioni? Cu siguranță. Întotdeauna Piteștiul a dat campioni și național și internațional. Bineînțeles, eu sunt cazul cel mai consacrat în momentul de față și dacă am reușit să dăm rezultate cu vechea infrastructură, vă dați seama ceea ce va produce această infrastructură nouă, când cu toții vom veni numai de drag și de bucurie să muncim și să trecem la treabă. Te văd că ai tricoul cu însemnele echipei noastre. Acum că l-ai primit, aș vrea să știu dacă ești pregătit să vii și la meciuri alături de noi. Este un compliment fabulos. Nu știu câte lume știe, dar primul meu sport practicat, pe lângă karate, am făcut și fotbal. Nu foarte mult timp, pentru că am trecut la treburi mai adaptate, să zic, specialității mele, dar
Fiind argeșan, FC Argeș este echipa municipiului meu și ne susține reciproc, pentru că până la urmă sportul despre asta e vorba, indiferent de sporturi, suntem uniți prin ceea ce facem și ne susținem reciproc, așa că hai FC Argeș! Se deschide perioada de transferuri în vară, te bași tricoul ăla deja? Oi, acum sunt liber de contract, așa că, ce să zic, FC Argeș cred că e de stat în gard. Nu, glumesc, cu siguranță, am încercat eu să joc fotbal și mi-am cam rupt picioarele, de asta am rămas la ceea ce știu să fac în apă, e mult mai sigur pentru mine, dar cu siguranță poate voi merge și eu în galeria la FC Argeș și purtând acest tricou să-i susțin de aproape și să mă simtă și ei aproape. Ce mesaj ai pentru băieți? E un final în 5 de campionat pentru ei. Bineînțeles, cea mai mare dorință rămânerea în Liga 1. Să se țină tare, să știe foarte bine de ce au început să facă ceea ce fac și să nu piardă din vedere obiectivul pe care ei și l-au setat, pentru că, cu siguranță, crezând în ei și bazându-se pe tot antrenamentul și pregătirea pe care ei inevitabil au pus-o la punct, vor reuși. Eu vă susțin. Domn primar, Pideștiul are un bazin olimpic la cele mai înalte standarde. Aș vrea să știu câtă muncă a fost până să ajungeți în acest punct. A fost foarte greu. Când am venit în primărie, am găsit un proiect pe fonduri europene doar pentru eficientizare energetică și atunci a trebuit să intervenim cu bani în bugetul local ca să ajungem la ce ați văzut astăzi. Cred că am fost aici de 50 de ori. Ce să vă spun? Sunt fericit că astăzi avem un bazin olimpic așa cum ni l-am dorit. Acum, având și cele mai bune condiții, cu siguranță Argeșul va continua să dea sportivi de renume. În scurt timp vom avea și bazin didactic pentru inițiere la Colegiul Nenițescu, iar aici cu bazinul olimpic și cu cel din ștrandul descoperit, unde avem bazul unul prezostatic în continuare, eu cred că sunt condiții între cele mai bune. Practic, noi ne-am făcut treaba. Acum rămân sportivii și antrenorilor. Campionul nostru, Robert Glinț, a fost aici. Am văzut că i-ați și înmânat un tricou al echipei noastre. Cum a trăit victoria cu Chindia? Robert a spus că o să vină la următorul meci acasă. Evident că sunt bucuros, dar trebuie ca lucrurile să meargă pe aceeași pantă. Încă nu am obținut nimic și sper ca băieții să fie conștientizat că trebuie să aibă o atitudine ca în meciul cu Chindia, pentru a nu păți, Doamne ferește, rușinea ca ambele echipe din județul Argeș să retrogradeze în Liga 2. Domn primar, un mesaj, vă rog, pentru argeșenii care vor veni să înoate aici alături de cei mici. Le doresc să se bucure, să se relaxeze, celor care vor să facă not de performanță le-am oferit cele mai bune condiții și sper să și obțină rezultate pe măsură. Vă mulțumim tare mult! Mulțumesc și eu!